trebuie să știi bine că ești un geniu, așa cum s-a întâmplat cu mari creatori români care cu adevărat au marcat Parisul. Mă refer și la Emil Cioran și la Eugen Ionesco și la Mircea Eliade și la Brâncuș, Paul Barbăneagră și alți mari creatori de origine română care au reușit să lase cu adevărat niște urme foarte profunde în cultura franceză. Trebuie să ai șansa de a nimeri, de a ajunge pe acest teritoriu la timpul cuvenit, când sunt deschise toate porțele în universul, te favorizează pentru a putea lăsa aceste urme. Mă gândesc la faptul că Eugen Ionesco, deci alături de Samuel Beckett, a reușit să pună începuturile unui nou teatru în Europa, teatru absurdul, și numai teatru absurdului. Mă gândesc la Emil Cioran, care a reușit să revoluționeze într-un fel, în domeniul filozofic, relația om-Dumnezeu, relația om-societate, prin faptul că la un moment dat a încercat să iasă de sub oblăduirea divinității pentru a-și revindica dreptul, dacă nu l-a întrebat nimeni când să intre în viață, cel puțin poate el să hotărească când să iasă din viață, deci vestita teoria sinuciderii, pe care n-a folosit-o el, dar a promovat-o. A promovat-o. Trebuie să un artist să aibă norocul și de vremea respectivă și de circumstanțe și de foarte multe alte lucruri ca se poate realiza cu plenar. Bine, zic, păstrăm proporțiile și nu doar. Eu nu am avut aceste orgole, eu am venit în Franța destul de la o vârstă deja formată, ca să zic așa. Dar ceea ce am simțit pe propria mea ființă, e faptul, și mi-am propus de fapt asta, am vrut să văd ce poate face Parisul din creativitatea, dacă există creativitatea unui om, da? Și în ce măsură această marcă pariziană, dacă se zic așa, ar fi de bun augur sau ar fi de folos societății din care acest om a venit pe scena pariziană. Deci am avut aceste două repere, românitatea și Parisul prin farmecul lui, deci întotdeauna s-au întâlnit în cărțile mele. Personajele mele din proze sau din romanul Misterul Diez, deci de cele mai multe ori o parte din ele pleacă din spațiul basarabean sau cel românesc, se întâlnesc la Paris cu alți oameni de altă origine sau tot cu alții români acolo, deci interacționează, se nasc iubiri, se consumă regrete și așa mai departe, deci prin ambianța aceasta polifonică, dacă doriți, a celor două spații culturale, francez și cel românesc. Ați ajuns la Paris încercând să cercetați lirica feminină comparativă, Paris-Chișinău, că de la Chișinău ați pornit. În concluzie, care este diferența dintre o franțuzoaică și o româncă? Parizienile sunt niște femei foarte emancipate. Cu toate că, dacă te uiți în istoria Franței, drepturile femeilor, comparativ cu ale noastre, au fost foarte târziu încetățenite, ca să zic așa. Am avut o profesoară de franceză la Paris, care a fost iubita lui Saint-Exupéry, care îmi spunea că după război lucra profesoară, avea dreptul, deci, să lucreze, avea dreptul, dar nu avea dreptul să primească bani. Trebuia să aibă un frate, un bărbat, adică un tată sau un frate sau soțul sau cineva, ca să încaseze bani. Chiar dacă oficial legislația franceză a încercat într-un fel să țină femeia în culise, ea oricum a ieșit în față întotdeauna prin grațiile ei, prin farmicile ei, prin
capacitatea de a ști să gereze o situație și să poată ieși în evidență. Deci, în acest sens, femeile noastre, femeile românce, poate că au ce învăța de la franțuzace această dexteritate de a gera o problemă existențială, de a nu se, de a nu avea complexe, de a ști să se arunce în vâltorele vieții. Deci e o chestie care ține, adică e una care chiar că ar trebui învățată. Cu toate că eu consider că și româncele sunt destul de viabile pentru a explora orice domeniu social. Și chiar a reușit. Adineori, până a pornit camera, mi-ați povestit despre fenomenul tăcerii. Când ați ajuns la Paris, ați tăcut mult timp. Când ați început să vorbiți și în ce context? Eu, care am fost o persoană mai volubilă, ca să zic, una care... Vorbăreață. Mai vorbăreață aici, în spațiu chișinăunean. Atunci când am nimerit la Paris, într-adevăr, un timp a trebuit să tac, să învăț și altă modalitate de a comunica cu semenii. Eleganța franceză, ca să zic așa, obligă într-un fel și la o anumită ținută și la o anumită expresie a feței și la anumite gesturi care te nobilează, de fapt, da? Și atunci când înveți acest limbaj și când înveți să înțelegi ce înseamnă atunci când te privește cineva, adică ce ai făcut în autobuz sau ce ai făcut în metrou că cineva ți-a aruncat privirea respectivă, sau atunci când cineva îți dăruiește un zâmbet și înțelegi că ești omul lui. Da, deci înseamnă că a remarcat ceva în ținuta ta, în ochii tăi, în felul tău de a fi pe care îl salută. Deci este o chestie, perioada asta a fost o perioadă de a cunoaște societatea, de a urmări, de a vedea. De inițiere. Da, mai păstrați din gesturile astea, le mai folosiți? Exact. Care mi-au prins bine și pe care le-am relevat în scrisorile mele pariziene, am relevat această experiență care o consider cu o doză de umor, bineînțeles, cu o doză de ironie, care o consideră o școală bună a unui om de a învăța o societate, chiar atunci când nu comunică foarte des cu cei care îl înconjoară. Încântați deopotrivă, dragă Lucreția Bârlădeanu, că te avem invitat astăzi la Muzeul Național al Literaturii Române din Iași și sperăm să te simți bine în brațele Iașului, care eu vreau să cred sunt la fel de seducătoare ca brațele Parisului. Ce înseamnă rădăcinile pentru un scriitor? Eram la Paris într-o toamnă. Am ieșit din gura unui metrou pe la Châtelet, foarte aglomerat. M-am întors la un moment dat și am văzut această lume numeroasă, de diferite culori. Și eu, pentru un moment, m-am pierdut în această masă de oameni și m-am zis, Doamne, Tu ce cauți aici? Tu cine ești, de fapt? Cu ce te identifici? Cum vei reuși să existi, să ai o umbră, de fapt? Și atunci am căutat, da, m-am găsit, m-am întors la Chișinău, am văzut că am o carieră în urmă, o carieră de lector la o catedră sau la alta, la o instituție sau la alta, m-am văzut că am un doctorat, am văzut că avem și niște cărți de poezie, dar până la urmă m-am întors mai mult în timp și am văzut că, de fapt, sunt copilul acela de mult, născut la Tătărăuca veche. Tătărăuca mea este un sat de Răzăș. Răzășul era omul care a fost împroprietărit de către Ștefan cel Mare cu pământ, dar care avea un acut sentiment de dragoste de țară și atunci când nu lucra pământul, lua arma și mergea să-și apere țara. Și uite, aceste două elemente foarte importante, deci
omul care știe să-și creeze o existență benefică pentru sine și pentru familia lui, știe să lucreze, să adune la casă și, pe de altă parte, sentimentul ăsta de apartenență la un neam, la o identitate, la dorința de a fi liber, de a nu avea un jug care să-l asuprească. Deci acestea au fost niște elemente foarte importante care au fost prezente în satul meu și care le-am asimilat sau le-am acumulat sau mi le-am însușit în mod organic și mi-am dat seama că, aha, înseamnă că eu sunt copilul acela care m-am născut acolo și care, de fapt, trebuie să fiu responsabilă de acest capital. Cartea asta, Dealul Drăguțe, de care Deana Vrabie, care a scris și o cronică la ea, unde am încercat să evoc amintirile mele din copilărie, fiind o replică, dacă doriți, la Humulișteanu Ion Creangă, niște amintiri care păstrează ceva și din, mă rog, tradiția aceasta moldovenească, care ține de, mă rog, și de regiunea Iași. Odată, fascinată, am descoperit cum prin albastrul sufletului meu se zbenguie un stol de păsări. Îmi ciugulesc câte un zâmbet, se adapă cu o lacrimă, iar în nopțile cu lună cântă o melodie ciudată pe care urmează să o zidesc la temelia unei mănăstiri de cuvinte. Păsările-mi cresc și mâine, poi mâine ar putea să mă zboare, un alt spațiu să locuiesc. Nu mi-e frică, mi-e tângă, căci nimeni ca mine cântecul lor minunat pentru voi nu o să poată să-l plângă. O să vă invit într-un spațiu în care nu știu dacă ați fost. Este biblioteca din Casa Pogor, recent renovată, și o să vreau să vorbim despre literatura română prin prisma noastră, a basarabenilor. Și o să pomenesc despre faptul că prima carte pe care ați publicat-o, de fapt, a fost grafie chirilică și iată că astăzi încercăm să ne sincronizăm cu literatura română. S-au întâmplat atâtea lucruri frumoase în acești 30 de ani, încât încerc să vă întreb dacă bănuiați atunci că o să ajungem timpurile pe care le avem astăzi. Sunt absolut fascinată, deci, de acest loc unde s-a fructificat și unde s-au dezvoltat mari scriitori, Eminescu, Creangă și Junimea, cum vorbi literare, așa mai departe. Ce să vă zic, acest episod cu caracter chirilic care a existat în cultura noastră a fost atât de neînsemnat, regretabil, bineînțeles, dar neînsemnat. Mesajele pe care le-am exprimat noi, chiar și cu această scriere chirilică, oricum a fost... Erau cu spirit românesc. Cu spirit românesc. Deci a fost o etapă care, zic sincer, eu nici nu mai consider acum ca un impedient pentru realizarea în mare a fenomenului cultural. Aici, la Iași, scriitorii din Republica Moldova s-au sincronizat perfect cu cei din România și astăzi nu mai sunt evenimente literare unde nu sunt scriitori invitați de la Chișinău. Cum vedeți lucrurile astea de acolo, de la Paris? Facem efortul ca să ne sincronizăm și noi cu ceea ce se întâmplă în cultura românească, fie că din stânga, fie că din dreapta Prutului. Și surpriza mare este că literatura română, de fapt, se integrează perfect și în literatura europeană și nu putem vorbi acum despre o discrepanță sau despre ponderent o tematică care specifică pentru literatura română, așa cum era, de exemplu, pe timpul comunismului, când scriitorii români apreciați la Paris veneau neapărat ca să evoce o temă, conflictul
a omului cu societatea comunistă. Deci, astăzi slava Domnului Cortina de Fier a căzut, astăzi slava Domnului omul este liber în a exprima cu aceeași vitalitate temele majore existențiale pe care un scriitor este preocupat, fie că el este din Est, fie că este din Vest, fie că este din Moldova, fie că este din România, fie că este din, din Paris sau din, din Berlin sau din altă parte. Deci demersul nostru ar fi acela că în definitiv să avem o cultură europeană cu multe cu multă diversificare, adică fiecare cultură ca să poată aduce în această cultură europeană un inedit, o aromă aparte, știu eu, un demers care ar putea fi urmat. Dacă vorbim despre Iași, centrul cultural, o să ne referim firește la literatură, pentru că există aici Festivalul Filip și Iașul răsfățat în sensul ăsta, pentru că pe aici au pășit mulți scriitori. Cum găsiți Iașul sau faptul că ați avut azi un eveniment literar aici la Iași, cu public, cu oameni? Ce este Iașul pentru dumneavoastră în sensul ăsta? În primul rând vreau să zic că am fost foarte impresionată de de o primire foarte caldă și mă bucur că suntem un aluat care se coace împreună și am remarcat în puținele zile care sunt aici o căldură care e foarte benefică. O lumină în fețele oamenilor care îmi place foarte mult să o descoper. O sală care, ați văzut și dumneavoastră la întâlnire, a fost foarte receptivă și foarte curioasă și cred eu că aceasta este un semn bun pentru oricare om care vrea să împarte ceva din ceea ce a creat și ceea ce consideră că ar prinde bine, poate, seminelor. Deci am văzut un Iași cultural în care mi-ar place să locuiesc. Suntem la Metropolia din Iași, dar de fapt suntem în Muzeul Metropolitan și am zis în spațiul ăsta, într-un spațiu sacru, să vorbim de cele sfinte. În spațiul nostru, un spațiu care trăim foarte intens sub Imperiul creștinității al Ortodoxiei, ideea de Dumnezeu se asociază în primul rând cu ideea, adică cu faptul că mergem la biserică sau cu faptul că respectăm ritualurile și așa mai departe. Mie mi se pare că relația cu Dumnezeu este mult mai complexă, pentru că există anumite situații când omul chiar nu are acces la o biserică, când nu are acces într-un lăcaș sfânt. Imaginați-vă că am nimerit cu dumneavoastră în pustiu sau pe un munte înalt, unde să te rogi. Deci te rogi, ai legătura directă. Directă cauți și găsești legătura directă cu divinitatea. Cu atât mai mult pentru un om de creație, dacă doriți, pentru că mă gândesc ce este creativitatea, ce este, dacă nu, un semn a divinității pentru cel care își propune ca să realizeze această creativitate. Exemplificați-mi, când ați simțit Harul, Duhul Sfânt care venea spre dumneavoastră în contextul creației? Cred că l-am simțit chiar în copilărie, atunci când nu știam încă ce fac, atunci când încercam să împerechez cuvintele, dar am simțit acest fior într-un fel, un fel de pasăre care zboară prin sufletul tău și te înalță și nu știam ce e asta inspirație, nu știam că asta este poezie încă. Știam că era un o beție a cuvintelor care încerca să mă poarte, așa, să mă înalțe, de fapt. Dar mai târziu, atunci când am conștientizat, când am luat în serios această, ca să zic, menire, deci
Cred că eram deja profesoară pe la Institutul Pedagogic atunci când am luat menirea asta, ca să zic așa, în serios. Există momente, de ce vorbiți dumneavoastră, există momente în viața unui creator, bănuiesc că vorbesc despre mine doar, dar nu știu, când ai aceste semne rare, nu pot să zici că la fiecare pas chiar, mă rog, dar ți se dă semne distinctive că da, ești omul care ești ales, dar ești omul care ești responsabil pentru acest dar. Omul își poartă crucea. Omul se naște cu un destin sau și-l face? Cum e? Foarte interesantă această întrebare. De ce zic? Pentru că chiar proaspătă laureată a premiului Goncourt din această toamnă de la Paris scrie o carte care a fost considerată cea mai bună carte a literaturii de moment în Franța, deci primul concurs este cel mai important, care pune această întrebare. Ce este viața omului? Este un destin? Evenimentele prin care trece omul sunt niște întâmplări? Este hazard? Sau e ceva care este foarte bine ținut de o mână de sus? Putem răspunde la această întrebare? Vă rog, fiecare încercăm prin viața fiecăruia să dăm răspunsul ăsta. Știți ce contează foarte mult după mine? În viață și în creativitate, în artă, contează întrebarea. Un om care nu face nimic, un om care nu se ia în serios, adică ca, eu știu, personalitate, bineînțeles că nu va avansa, bineînțeles că nu va ajunge acolo unde poate. Destinul îi așteaptă, i-a rezervat un loc important. Pentru că artistul intuiește niște lucruri pe care alții poate că ajung să-l înțeleagă un pic mai târziu sau nu atât de complex sau nu atât de nuanțat cum poate să facă un artist. Un om de rând seara își spune rugăciunea și asta este relația lui cu divinitatea. Pe dumneavoastră cum vă rugați? A fi un credincios, după mine, este o vocație. Nu toată lumea are această vocație. Am descoperit-o în timp. Părinții mei nu erau niște credincioși, așa erau timpurile, erau intelectuali într-un sat care trebuiau să ascundă icoanele, trebuiau să nu meargă la biserică. Deci a fost o bucurie, într-un fel, a fost o mare surpriză ca să descoper grațiile divine. Nici nu știu cum aș putea să vă relevez aici, dar se întâmplă în niște momente foarte profunde și foarte, foarte evidente, ca să zic așa, atunci când actul creației se întâmplă, când ai siguranța că ești pe calea dreaptă și ai această afirmație, ca să zic așa, această energie bună care vine de sus și care te asigură că... Că cineva acolo te iubește. Da, neapărat. Adică și tu trebuie să iubești, pentru că nimic în viața asta, nimeni și nimic nu te poate, nu poți obține și nu poți pretinde dragoste atâta timp cât nu oferi.